Codul rutier vine cu noi schimbări în anul 2023. Șoferii români trebuie să știe ce sunt nevoiți să facă ca să nu fie amendați de către polițiști cu suma de 3.000 de lei. Înainte de această modificare, aceste lucruri erau legale, astfel că toți conducătorii auto din România trebuie să știe în ce situații riscă această amendă. Șoferii români riscă un nou tip de amenzi pentru anumite situații care până acum erau legale. Codul rutier se va schimba din nou în luna martie 2023, iar cei care nu se conformează regulilor riscă amenzi de 3.000 de lei. Mulți șoferi au amânat aceste lucruri până acum, însă de luna viitoare aceștia vor fi sancționați. Noua modificare a codului rutier impune amenzi de 3.000 de lei dacă șoferii nu își preschimbă permisul de conducere, talonul autoturismului sau nu își radiază mașina chiar dacă o dețin în mod legal. Sancțiunile pentru aceste fapte vor fi aplicate de polițiștii de la regimul permiselor de conducere și înmatricularea vehiculelor, începând cu data de 2 martie 2023. Amenziile se aplică și în cazul șoferilor care dețin două permise de conducere în același timp. Este vorba despre persoanele care au un permis emis în România, iar un alt carnet de conducere emis într-o altă țară. Această schimbare a intrat în vigoare din data de 31 ianuarie 2023. Modificarea Ordonanței Guvernamentale 11 pe 2023 le dă polițiștilor de la serviciile publice comunitare, regim permise de conducere și înmatricularea vehiculelor, abilitatea de a aplica sancțiuni cuprinse între 580 de lei și 3.000 de lei. De asemenea, autoritățile care emit certificate de înmatriculare și permise de conducere vor putea să elibereze și acte doveditoare ale acestora. O altă schimbare importantă este abilitarea Direcției Generale de Permise de Conducere și Înmatriculări să emită carnete de conducere internaționale, caz în care este extinsă înregistrarea audio-video obligatorie a probei practice în vederea obținerii permisului de conducere, dar și în cazul probelor practice în scopul obținerii categoriilor AM, A1, A2 și A, relatează spynews.ro.